Onok e Bina. Uou! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? A venit timpul, prieteni. Ce, Snic? Care timp? Să facem nu te uita în jos challenge. Dar, Snic, noi cum vom ști că tu nu te uiți în jos? Ei bine, prieteni, mi-am cumpărat un eye tracker. Ce face porcăria asta? Ei bine, o atașezi de partea de jos a monitorului și îți urmărește cu un senzor efectiv pupile unde te uiți tu. Și în capul meu am gândit că ar fi o idee super interesantă să mă uit la videoclipuri de astea așa, știi, un pic apetisante și chestia asta să mi urmărească ochii pentru că știm cu toții. Ispita este foarte aproape. Deci bulina pe care o vedeți pe ecran sunt ochii mei și efectiv unde mă uit eu. Eye tracking challenge TikTok imp. Aolo. Vreau să promit solemn tuturor bărbaților că nu mă voi uita în jos pentru că și eu sunt în chiloți. Promit tuturor bărbaților că nu mă voi uita în jos. Hai să o facem. Hai. În ochi, Luci, în ochi. Uite-te în ochi. Aolo. Wow. În ochi. Sus. Ok. Mă concentrez. Ok. No. Pare greu, dar nu e. E ușor, e foarte ușor. Nu mă voi uita în jos, mă voi uita în ochii ei. Ce ochi frumoși are, cum. Cum se mișcă. Wow. Cum? No. Din greșeală. Ok, ce domnișoară. Wow, ce TikTok acolo, ce plajă. No. Ok. Mamă, ce domnișoară frumoasă. Vai. Wow, mamă, ochi. Ok, bine, e greu, e mai greu decât pare. Mamă, ce piscină frumoasă. Wow, ce brață. A trecut un minut din video și deja simt că nu mai pot, dar am promis, prieten, nu e așa de greu. Am încercat să o fentez, dar degeaba, nu pot, e mai rapidă decât mine. Ia uitați ce repede se mișcă. V-am un pic să trag o privire, dar hop, m-a urmat. Oare de ce se mișcă așa repede? Ar fi bine ca prietena ta să-ți atașeze unul de ăsta pe ochi când mergi cu ea pe stradă și când mai trece una și tu vrei să faci hop, ia uite cum se duce. Am promis, am făcut o promisiune tuturor bărbaților din lume. Se poate. Ok, mă uit sus. Ok, ce casă frumoasă. Da. Hai, termină o dată. Ok, a terminat frumoasa. Wow, gata, în ochi. În ochi, are sprâncene foarte frumoase. De ce m-aș uita în altă parte? Uite ce cer frumos, ce cer divin. Cerul e cu mine. What the fuck? Jur că s-a pus videoclipul acolo, eu mă uitam drept. S-a schimbat cadrul. Wow. Trebuie să mă uită. Sus. Ok. Mă uită în ochii ei. Face mai contact. Salut frumoasă. Ce faci? Salut frumoasă. Nu pot. Ia uite. O să fac altfel, o să-mi imaginez că aș avea o prietenă și că nu aș avea voie să mă uit la alte fete pentru că o iubesc pe prietena mea. Care prietenă? Uite, eu sunt cu Mara. Ei bine, Mara, eu te iubesc și nu mă interesează alte fete. Nu dau vrabea din mână pe cioara de pe gard sau cum era chestia aia. Cred că a fost cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie din viața mea să-mi iau acest eye tracker, să-l cumpăr. Doamne. Oricum, bă, simt că văd cu josul ochiului. În ochi. E bine. De ce sunt așa pervers? Bine, ok, gata. O gură de apă. TikTok e ispita. Nu folosiți TikTok. Mai ales când aveți prieteni, mă uitam în jos la TikTok. Urmărește coarda. Urmărește cealaltă coardă, snică, așa. Bravo, e bine. Wow, mă uit jos. Wow, ce piatră magnifică. Stalagnidă și stalagmide. Wow, fuck. Pare complicat, dar nu e. Trebuie doar să te uiți în fruntea fetelor și să-ți imaginezi că acolo aterizează un avion. Wow, m-a fentat. Am mutat cadrul videoclipului și am fost fentat. Wow, shit. Nu!
Bă, nu e bun ăsta, bă, l-am luat stricat. Nu merge. Bă, nu merge ăsta, vă jur că nu mă uitam acolo, nu știu ce. Gata. Mă uit la gura ei, la ochii ei, la sprâncenele ei. Wow, e prea mare bulina și pare că mă uită. E prea mare bulina. Vai, mamă, chiar că e prea mare. Hai că bulina e prea mare, dacă e că văd acolo. Nu! Gardo, wow. Teracotă, ce e acolo? Wow, în ochi. Nu te uita mai jos. Acolo. Wow. Bine, ideea e că am ochii foarte mici și dacă râd, se oprește ai tracker-ul, așa că nu trebuie să... Wow, ce-am văzut acolo? Dă-te, mă, din cadru! Fetelor, țineți-vă de cuvânt și nu faceți nicio mișcare ca... Wow! Băi! Nu mă simt atras, am prietenă, sunt cu Mara, de la... care e fata lui Ioan Slavici. În ochi, nu pune altceva în fața ecranului. Wow! Bă! În ochi, în pupile, pe frunte, la avion, Blue Air. Merg cu avionul, mă duc până în Italia. Glumesc, e virus în Italia. Bă! De ce? Nu, Mara! Mara, îmi cer scuze, Mara! Am înșelat-o pe Mara! Cred că ceva nu e ok cu iTracker-ul ăsta sau cu ochii mei de pervers ce sunt, nu știu, zic și eu. Pe bune, să fii tipul ăla care se joacă, care are treabă cu gadget-urile și să zică prietena ta să vină într-o zi până la tine. Hai, iubi, să facem challenge-ul ăsta. Hai, bine, iubi, că mă descurc, ia uite-mă. Aoleu! Pot termina acest videoclip? Nu, bă, ce se întâmplă? Bă, femeie! Wow! Bă, ce stângagica asta în mâini, bă, ia uite cum se mișcă umbra acolo. Mamă, umbra aia, ce tare e umbra, zici că e să mor, da. Wow! Wow! Ce apă lucidă, bă, da, mă uit în ochii fetelor ca să le văd sufletul. What? Nu! Bă, nu! Nu! Bă, schimbă ăștia cadru prea repede! Wow! Mută-te! Asta e cea mai mare ispită când își pun așa lumină în față și și-au decolteul ăla. Continui să încerc! Nu mă voi da bătut niciodată! Aveți încredere în mine! Wow! Nu! Schimb! Vai! Ok, ce cățel mamă, ce drăguț e cățelul ăla, ce mi-aș dori și eu un... Băi, cățelul! Dăm câinele înapoi! Unde-i că... Wow, ce față... Ui, ce pisică drăguță! Wow, ce ochi frumoși aveți, domnișoară. Să mor. Unboxing. Îmi plac unboxing-urile. Îmi doresc să fac unboxing. Îmi doresc o pisică. Wow. Chiar îmi doresc o pisică. Nu tu, dă-te acea pisică. Nu, băi. Nu! Băi, băiatule, dar nu mai sta așa, nu-i cinstit. Mă uit la cameră, ia uite, ce mizerie are pe pereți. Extraordinar. Ați revenit? Mă bucur. Căci nu-mi voi înșela prietena cu o fată care face stream în afară. Domn Brânza, măsii de treabă. Ia uite ce Shiba. Băi, ce Shiba! De ce faci, bă? Mă-i cinstit de... Bă, dar fetele astea fac intenționat, bă. Nu uite cât subscriber are că face de asta. Nu-i cinstit. Mamă, cât are prin casă fata asta, ar fi mai bine să-și fac un pic de curăț. Băi, ideea e că și eu văd bulina asta și îmi dau seama când greșesc. Ar fi mai aiurea să dezactivez acea setare să nu mai văd bulina, că după ar fi numai așa. Fără să-mi dau seama. În ultimele secunde ale videoclipului vreau să dezactivez preview-ul și eu să nu văd deloc. Știi cum ar veni? Voi o să vedeți unde mă uit, iar eu nu o să văd. E așa ciudat că nu-mi dau seama unde mă uit. Sper că mă uit la titlu. Fără să-mi dau seama, mă uit prin thumbnail-uri. Cred că m-am uitat, cred că îmi dau seama că m-am uitat. You can only look at the eyes. Ei bine, asta și făceam. Direct în ochi. N-am nevoie în altă parte. Cu siguranță nu mă uit în altă parte, pentru că știu și sunt conștient de faptul că mă uit în ochii ei. Și la microfon. Nu vă pot păcăli, prieteni, pentru că mă voi păcăli pe mine. Sper că bulina e unde trebuie. Aia ce pisicuță. Pisicuța. Ia uite ce drăguț. E mai greu decât pare. S-a apropiat. Nu-i vina mea. Mamă, trebuie să-l înțeleg pe băiatul ăsta. Tot nu știu unde mă uit. Nu știu dacă funcționează. Sper doar că mă uit în loc unde... Ține ochii sus. Ține ochii... Aaaa!
De ce Dumnezeu a făcut aceste mașinării de lupt? Contra bărbat, nu mai. Ia să-l activez că sigur m-am uitat, că dacă mă mai uit odată, sigur îmi pică ochii la fel. Ia stai să văd. Acum văd și eu bunina. Da, normal. Ca normal. Bă, prieteni, eu sper că v-a plăcut episodul. La un moment dat aș vrea să fac și live-uri, deci nu uitați să dați un subscribe canalului meu de live-uri acolo la Sniculeț în descriere. O să fac live cu porcăria asta. Bă, e greu, mă, e greu, jur. Trebuie să, nu știu, o merita, sincer. O merita. Dacă mai vreți să fac videoclipuri de genul cu Nu te uita în jos challenge, dați un like. Ce să vă zic, sunt un bărbat slab. Nu neapărat fizic, dar psihic. Sunt un bărbat slab psihic. Am încălcat regulile pe care le-am jurat. Am făcut o promisiune și mi-am încărcat promisiunea. Nu sunt un om de cuvânt, îmi pare rău. De asemenea, nu uitați, dați un follow pe Instagram, să fiți la curent cu tot ce postez, când postez, când tot. Stați în casă și nu uitați că în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2 postez videoclip nou. Eu v-am pupat. Pa, bă!